Am încercat de la începutul studiului pe cartea 2 Petru să memorăm o structură foarte simplă a acestei cărți și de aceea voi face ceea ce am făcut aproape în fiecare mesaj. Vom face o scurtă recapitulare a cărții 2 Petru și felul în care ea este structurată. Este important ca să nu doar să trecem așa prin scriptură și să luăm ceea ce Dumnezeu are pentru noi, ci și să reținem, să ținem minte anumite elemente importante sau cel puțin structura largă a cărții ca să putem reciti noi înșine și să înțelegem care este mesajul ei. Cartea 2 Petru, capitolul 1, se adresează cu precădere sau vorbește cu precădere despre cine? Despre cei credincioși, da? Cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Capitolul 2 vorbește despre învățătorii mincinoși. Și capitolul 3 vorbește despre bajocoritorii venirii Domnului sau bajocoritorii venirii zilei Domnului. Capitolul 3 vorbește despre ziua Domnului. În creștinism, nu știu cum vă simțiți dumneavoastră față de ideea și față de evenimentul venirii zilei Domnului, însă în creștinism s-au polarizat în mai multe unghiuri creștinii, cel puțin de o bucată de vreme, nu foarte lungă, există un fel de aversiune ascunsă sub anumite texte din Sfânta Scriptură față de venirea zilei Domnului. De exemplu, vorbesc despre creștinism, incluzând chiar și mișcări eretice, vorbesc așa de piața creștină, cum o numesc eu uneori. De exemplu, martorii lui Jehova, cei care aveți case mai sănătoase, ei probabil deja au pus ochii pe ele. Ăștia nu așteaptă ziua Domnului, ei așteaptă ziua Domnului pentru ei au 144.000 la ei să fie ziua Domnului, să ducă prin cer, să bucure ei pe acolo, că ei și-au împărțit de aici străzile prin Zalău și știu cam cum o să stea treburile, în mintea lor, bineînțeles. Însă dacă migrăm puțin spre mișcarea carismatică, este o teologie numită Dominion Theology, care este o teologie a stăpânirii. Și este ascunsă foarte finuț teologia asta și legată de Evanghelia Prosperității. Ei zic creștinii trebuie să intre în toate sferele sau domeniile societății și să le stăpânească. Ei să ajungă să le influențeze. Ei să marcheze societatea prin aceste domenii. Deci nu mergem agresiv în evangelizare cum ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Simplu, Domnul Iisus n-a zis, fiți atenți, împărțiți în 7 categorii societatea sau domenii societatea și trimiteți oamenii care să influențeze acolo. Nu că n-ar trebui să facem lucrul acesta, că dacă îs primar, de exemplu, și-s creștin, o să influențez în funcția pe care o am, cu teologia pe care o am și credința pe care o am. Bineînțeles că lucrurile sunt așa, dar trimitea Domnului Iisus a sunat cu totul altfel, da? Mergeți în toată lumea și n-a zis infiltrați-vă ca niște șerpi. Nu asta a spus Domnul. Domnul a spus mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile și ne-a spus și cum să facem lucrul acesta, da? Ei, teologia aceasta stăpânirii merge mână în mână cu Evanghelia Prosperității. Stăpânim lumea, dominăm lumea și lumea este a noastră. Însă Biblia ne spune foarte clar cu ei lumea asta acum. De cine e stăpânită ea, în ce zace ea și care este felul în care noi avem un impact în lumea aceasta. Creștinii din primele veacuri, cu precădere datorită persecuții prin care au trecut vreo 2-3 secole la rând, au avut o cu totul altă atitudine față de lumea aceasta și o cu totul altă atitudine față de lumea materială în general. A existat un sentiment de separare, un sentiment de înstrăinare și chiar autorii biblici, în special Petru, care scrie în contextul acesta de persecuție și vizează biserica persecutată, cu precădere Petru vorbește în limbajul acesta de înstrăinare față de noi care suntem străini și călători. Nu că nu mă duc la muncă, mă duc la muncă, dar sunt străin și călător. Nu că nu mai îmi fac asta, dar mi-o fac cu perspectiva că toate lucrurile acestea se vor topi, se vor distruge, le-a face praf și pulbere Dumnezeu. Și cu această perspectivă treceau într-un cu totul alt mod prin viața aceasta și își primeau responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a dat acestor oameni. În acest capitol, Petru prezintă ziua venirii Domnului, că despre asta vorbim, din trei unghiuri. Din perspectiva acestor bajocoritori și felul în care ei negau, felul în care ei priveau această ziua Domnului,
Apoi prezintă ziua Domnului din perspectivă biblică, dumnezeiască, cum Dumnezeu vrea ca să privim ziua aceasta Domnului și el argumentează pentru o venire a ziua Domnului. Și apoi Petru vorbește despre ziua Domnului din perspectiva noastră a credincioșilor. Cum ar trebui noi să ne raportăm la această zi a Domnului, da? Arată atacul împotriva acestei zi a Domnului, arată apoi apologia, apărarea lui pentru ziua Domnului și apoi felul în care noi trebuie să anticipăm această zi a Domnului. Dacă ne gândim la această ultimă parte, felul în care noi anticipăm ziua Domnului, vă duc puțin în bucătăria unui predicator să vedeți felul în care Petru își construiește argumentul lui. De exemplu, de la versetul 11, zice Petru așa, capitolul 3, da? Deci, fiind că toate aceste lucruri au să se strice, și o să vedeți felul în care el vorbește despre ziua Domnului și felul în care noi trebuie să ne raportăm la ea, e construit în același mod. Zice, fiind că toate aceste lucruri au să se strice, asta e o premiză. Asta este o premiză. El nu mai argument. Dom'le, toate lucrurile au să se strice. Asta e premiza, pentru că asta e premiza, auziți, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Deci dacă crezi că toate lucrurile au să se strice, noi o să fim un fel de oameni. Și el pune lucrul acesta sub o întrebare teorică. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Sau, de exemplu, versetul 14, se construiește în același fel. De aceea, prea iubiților, fiind că așteptați aceste lucruri, el ia ca o premiză lucrul acesta. E de la sine înțeles că orice credincios așteaptă deja lucrurile astea. Fiind că așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Sau versetul 17. Voi, deci prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, asta e o premiză, le știm deja, le așteptăm deja, cunoaștem lucrurile acestea, îi stabili lucrul acesta, da? Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți. Ce vreau să subliniez din felul în care Petru își construiește argumentul este că dacă tu înțelegi și accepți și cunoști și crezi că va veni o zi a Domnului, lucrul acesta va avea un impact radical, decisiv asupra vieții tale. Că Petru asta spune. Fiindcă știți să faceți asta. Fiindcă credeți să faceți asta. Da? Fiindcă așteptați să faceți asta. Dacă viața mea nu este transformată, după cum spune el aici, înseamnă că eu nu cred, ori nu cunosc, ori sunt ignorant, ori am infatuare acestor falși învățători care negau ziua Domnului, ceva este un scurt circuit între ceea ce spune Scriptura despre ziua Domnului și ceea ce se vede în viața mea. De aceea, nu știu dacă ați observat lucrul acesta, în creștinism există un fel de încetinial în a vorbi despre ziua Domnului. Când vorbim despre ziua Domnului, simțim nevoia să fim așa apologetici. Da, Biblia spune că toate lucrurile ar să se strime. Dar, fraților, să nu cumva să ne gândim. Încercăm cumva să corectăm puțin treaba asta. Să nu-i facem pe oameni cumva să trăiască într-un fel de teamă din asta că vine ziua Domnului. Eu mi-aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să aducă un impact total a acestui cuvânt în viața noastră. Și lucrul acesta să se vadă în felul în care muncim, în felul în care ne purtăm unii cu alții, în felul în care ne închinăm. Să nu ne temem că cuvântul lui Dumnezeu poate să aibă un impact exagerat în viața noastră. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Există unii oameni, și vedem în alte epistole, cu precădere în Tesaloniceni, care au dus implicațiile zilei venirii Domnului într-o direcție greșită. Au zis, dacă vine ziua Domnului, să nu mai muncim, că nu... Și așa vine Domnul. Și el zice, nu, cine nu muncește, nici să nu mănânce, da? Pavel spune, noi înșine când am venit la voi, noi v-am predicat venirea Domnului, dar noi am muncit în timp ce vă predicam venirea Domnului. Și stabilește un echilibru biblic. Haideți să pornim în studierea acestui pasaj și ne uităm, în primul rând, din perspectiva bajocoritorilor la ziua venirii Domnului. Spune Petru în versetul 3 în felul următor. Înainte de toate, să știți, vrea să cunoaștem lucrul acesta, că în zilele din urmă vor veni bajocoritori. Pe mine m-a uimit, studiind îndeaproape cartea 2 Petru, felul în care Petru îi privește pe inamicii cuvântului lui Dumnezeu. Oameni care se infiltraseră în biserică. Petru nu are niciun fel de problemă să facă atac. Deci, Petru. Stai să spunem că noi în postmoderniți, felul în care noi purtăm dialogul este cu totul diferit. Nu știu, poate pe vremea ta lucrurile erau altfel. Noi nu jignim oameni. Noi nu folosim apelative.
Noi nu spunem bajocoritorului că e bajocoritor, curvarului că e curvar, noi nu spunem așa. Noi pur și simplu discutăm pe argumente. Chiar eu însumi spun lucrurile astea și adopt metoda aceasta ca să nu cumva să-l îndepărtez pe om de la bun început spunându-i. Vreau azi să vă vorbesc despre niște bajocoritori. Gata, s-o rup firul. Ai făcut atac la persoană. Nu judeca ca să nu fii judecat. Dumnezeu ne-a chemat la dragoste. Și toate poeziile celelalte, da? Petru nu are niciun fel de problemă. Da, diferența dintre mine și Petru este enormă, infinită. Spune că Petru era inspirat. Petru, inspirat de Duhul Sfânt, îi numește pe acești oameni bajocoritori. Așa îi definește pe ei. Să știți că în zilele din urmă vor fi bajocoritori. Care zilele din urmă? Mulți oameni au spus că zilele din urmă se referă la ultimile zile din istoria omenirii. Dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, zilele din urmă reprezintă perioada de la înălțarea Domnului Iisus Hristos și până la întoarcerea Domnului Iisus Hristos. De exemplu, în Timotei, capitolul 4, versetul 1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, este o altă expresie, unii se vor lepăda de credință ca să se alepească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și Pavel argumentează împotriva acestor oameni ca și cum ei trăiau atunci, că trăiau atunci. Da? De atunci au început vremurile din urmă. 2 Timotei 3 cu 1 îi spune Pavel din nou lui Timotei în a doua epistolă, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi. Și dacă te uiți la caracterul prezentat acolo, oamenii ei au fost de când e lumea și până acum. Da? Iuda 1 cu 18, cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi bajocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Este o expresie similară folosită de Petru aici. 1 Ioan 2 cu 18, copilașilor este ceasul. Cel de pe urmă folosește la singular ceasul, da? Nu zice zilele, zice ceasul. Însă ceasul ăsta ține cam mult, că ceasul ăla e chiar din vremea lui Ioan, dar au trecut cam 2000 de ani de atunci. Ceasul din urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Au venit să-i pregătească calea anticristului, mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Este ceasul de pe urmă. Trăim în această perioadă grea în care vin oamenii despre care a vorbit Iuda, despre care a vorbit Ioan, despre care a vorbit Pavel, despre care a vorbit Petru. Da? Acesta este ceasul venirii acestor oameni. Uitați-vă la caracterul lor. Petru îi numește bajocoritori. Da? Dacă sunteți atenți la felul în care Petru îi descrie, să observă infatuarea acestor oameni. Ei simțiți tonul cu care ei spun lucrurile pe care le spun. Auziți? Versetul 4. Și vor zice... Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Da? Îngânfarea lor, infatuarea lor, li se pare că au făcut un silogism logic extraordinar. Domnule, noi avem un argument foarte simplu pe care vi-l putem prezenta și din care voi vă puteți da seama că Domnul nu o să vină. Da, că Domnul nu o să vină. Impertinența lor este evidentă în pasajul acesta, felul în care ei vorbesc împotriva zilei Domnului, da? Felul în care ei vorbesc despre lucrurile lui Dumnezeu în modul ăsta, da? Ei nu se pot opri la argumente, ci prezintă prin bajocoră lucrul ăsta. Zice, vor veni bajocoritori plini de bajocuri, da? El nu poate să zică, du-te, Domnule, eu am o nedumerire cu privire la ce spuneți voi creștinii despre ziua Domnului. Am o nedumerire. Nu vi se pare vouă că istoria totuși e liniară așa și nu există niciun fel de schimbare? Ce dovadă avem noi că o să vină ziua Domnului? Că o să vină un eveniment cataclismic care o să schimbe mersul ăsta liniar a istoriei. Nu! Ei nu s-o pot. Ei vorbesc cu îngânfare, vorbesc cu bajocoră, cu impertinență și Petru ne spune și de ce vorbeau așa. E foarte interesant să observăm gândirea lui Petru, care este o gândire duhovnicească, pentru că ne va ajuta pe noi în discuția cu oamenii. Petru spune că vor veni în vremurile din urmă acești bajocoritori care... Înainte să spună argumentul lor, vorbește despre trăirea lor. Foarte interesant. Deci total opus la modul în care noi credem că trebuie să ducem un dialog. Deci noi să rămânem la argumentul. Nu. Petru îi numește într-un anume fel, zice că sunt niște bajocoritori și spune și de ce ei neagă ziua venirii Domnului. De ce negau ziua venirii Domnului? Aveau un motiv. Ei nu erau pur și simplu, să nu credeți că ei s-au pornit așa într-un fel de cruciadă din asta agnostică sau ateistă, cum fac ateii astăzi sau agnosticii, o cruciadă din asta ateistă prin care să demonstreze oamenilor că nu vine ziua Domnului. Așa pur și simplu că să plictisesc acasă. De ce militau ei pentru a nega că ziua Domnului nu va veni? De ce? Aveau un motiv. Și textul ne spune de ce. Auziți. Vor veni bajocoritori plini de bajocuri care vor trăi
după poftele lor. Dacă eu cred într-o zi a venirii Domnului, lucrul acesta mă va deranja în trăirea mea. Eu nu mai pot să mă bălăcăresc în păcatele mele cum vreau eu. Dacă în fiecare zi îl pisesc pe om la cap și spui, omule, nu mai trăi așa, că o să vină Dumnezeu. Sunt evenimente dinainte care demonstrează că Dumnezeu nu a fost tolerant cu privire la păcat. Sunt evenimente în istoria omenirii care arată că Dumnezeu este supărat, este deranjat. Că Dumnezeu în sfințenia Lui și în mânia Lui va turna peste omenirea aceasta o pedeapsă inimaginabilă datorită păcatului. Lucrul acesta ajunge să te terorizeze chiar ca și necreștin, dacă nu ești născut din nou. Ajunge să te macine. Eu mi-aduc aminte când eram necreștin, cât de necreștin poate să existe cineva pe planeta Pământ, când eram necreștin și chiar încercam să-mi găsesc eu în mintea mea slabă și prostuță niște argumente împotriva existenței lui Dumnezeu, că aveam nopți în care eram terorizat de gândul că există iad și că există judecată. Dar dimineața spuneam, da, stai că eu nu cred în lucrurile astea. Numai noaptea nu mai puteam să... Argumentele mele nu mai făceau față împotriva puterii conștiinței pe care Dumnezeu a lăsat-o chiar într-un om mort spiritual. Mă teroriza conștiința. Pentru că, din nefericire pentru mine, cum gândeam eu atunci, trebuia să mă duc duminica la biserică. Și duminica la biserică auzeam din nou lucrurile acelea pe care eu încercam să le neg în timpul săptămânii. Și deși mai mult timp eram fără biserică și fără închinare și fără scriptură, puterea cuvântului lui Dumnezeu, chiar în felul acesta în care lucrează în cei necredincioși, puterea cuvântului lui Dumnezeu își făcea lucrarea în viața mea. Oamenii aceștia negau și oamenii și astăzi ar nega ziua venirii Domnului pentru că le-ar strica foarte mult socotelele. N-ar mai putea să se bălăcărească în păcatele lor cum fac în mod obișnuit. Pentru mine este, la propriu, este și așa e un fel de ironie, dar tristă și te distrează la un moment dat când vorbești cu oamenii care se numesc creștini, religioși, dar oameni care sunt religioși, care merg la biserică. În 40 de secunde, omul spune două afirmații contrarii când vorbești cu el. Dacă deschizi o discuție despre Dumnezeu și îl întreb simplu așa. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? În general, ce o să zică românii? În general, oamenii simpli din România, ce o să zică? Da, cred. Și dacă încerci să mergi puțin mai adânc decât simpla asta întrebare, dacă există Dumnezeu, pui a doua întrebare. Dacă dumneavoastră ați muri în seara asta? E o întrebare simplă, nu? Banală, care am auzit-o noi că e folosită în evanghelizare. Dacă ar fi să muriți în noaptea asta, unde să vă duceți? Ce să zică omul? Unii dintre ei o să zică poate, nu știu, dar oamenii merg pe altă parte, zic, dar cine știe, ce s-o întors cineva de dincolo? Deci prima afirmație spune, da, cred în Dumnezeu, și după aceea spune, neagă și învierea lui Hristos, neagă absolut tot. Dar cine știe, s-o întors cineva dincolo, vede dacă o fi ceva. Păi cum, omul e bun? La distanță de 10 secunde, dacă spun întrebările repede, din 10 secunde nu sunt. La distanță de 10 secunde ești și creștin ortodox de 2000 de ani și după aceea ești un ateu veritabil, un agnostic. Nu știu, nu știm nimica. Știți de ce el face? Prima dată îți răspunde așa ca să-ți închidă gura și să spună, mă, sunt și eu creștin ca tine, am încheiat discuția, da, cam asta. Dacă tu insiști, spune, domnule, dar ce, ai vreo dovadă la lucrul ăsta? Și se încadrează exact în atitudinea și în afirmațiile și în caracterul acestor oameni pe care îi descrie Petru în capitolul 3. Oameni care spun, dar unde-i? Nu știm, nu avem nicio dovadă. O fi, dar mai multe argumente avem ca să spunem că nu există. Dar țineți minte lucrul acesta. Motivul pentru care ei neagă lucrul acesta este pentru faptul că doresc să trăiască în păcat, pentru că își iubești păcatele. Când găsiți oameni care atacă o doctrină biblică, o învățătură din cuvântul lui Dumnezeu, o atacă pentru că trăirea lor este împotriva ceea ce spune Sfânta Scriptură. Trăirea lor neagă ce spune Sfânta Scriptură. Iar noi nu trebuie să ne dăm în spate, da, domnule, ăsta au zis că cine știe dacă s-o întorci cineva de dincolo, eu ce să mai spun la lucrul ăsta? Nu! Noi trebuie să presăm cu cuvântul lui Dumnezeu și cu argumentele cuvântului Dumnezeu, pentru că vedem în textul acesta că Petru împinge lucrurile înspre ei, spune, nu sunt argumente că lucrurile nu sunt așa. Petru este apologetic în textul ăsta. Petru spune, am eu câteva argumente. Dar unde-i făgăduița venirii lui? Vă spun eu unde-i făgăduița venirii lui. Uite că a mai venit Domnul în judecata lui de câteva ori. Și judecata viitoare este sigură pentru că au fost niște judecăți trecute. Cam ăsta este argumentul lui principal, da? Petru împinge lucrurile înainte. Petru nu spune, da, într-adevăr, mă, chiar dacă lumea spune așa, voi să credeți totuși în venirea Domnului. Nu prea avem noi multe argumente, dar lucrurile astea trebuie acceptate numai prin credință, domnule. Noi credem pur și simplu. Petru nu are atitudinea asta. Petru nu spune, există dovezi palpabile, istorice,
că va fi o judecată finală viitoare prin care se va încheia istoria acestui univers. Da? Pentru nu se dă în spate neputincioși și nici noi n-ar trebui să ne dăm în spate neputincioși. Dacă ne găsim neputincioși în fața unor argumente, asta este datorită ignoranței noastre sau datorită lenei noastre în a studia lucrurile și cuvântul lui Dumnezeu și argumentele pe care ni le dă cuvântul lui Dumnezeu. Da? Petru ne mai spune despre ei că sunt niște ipocriți. Uitați ce spune Scriptura. Versetul 5. Căci în adins se fac că nu știu. Se fac că nu știu. Acum, dacă dumneavoastră ați discuta cu un ateu sau cu un agnostic și el v-ar spune simplu, avem o grămadă de agnostici despre care ne vorbește Petru, chiar așa, agnostici atei, aici mulți dintre ei se mixează, nu mai știi ce este. Dacă v-ar spune, domnule, eu nu cred în Dumnezeu, nu există niciun fel de dovadă a existenței lui Dumnezeu. Ce ați spune? Ar trebui să vă vină cel puțin un text în minte instant. Când cineva îți spune, nu există niciun fel de dovadă a existenței lui Dumnezeu. Ce a spune? Ce text? Romani, capitolul 1. Dacă eu spun, da mă, stai să mă gândesc, bă, trebuie să iau niște cărți de apologetică, trebuie să iau niște cărți în care sunt niște dovezi științifice pentru existența lui Dumnezeu. Poate nu te duce mintea să înțelegi argumentele lui aia pe acolo. Poate îți dau ei tot felul de date și lucruri pe care nu prea le poți înțelege. Nu asta ar trebui să fie inclinația ta, da, ar trebui să citești niște cărți puternice de apologetică să-i pot răspunde lui ăsta, că ăsta au zis că nu există Dumnezeu. Ce îi spune? Îi spune ceva ce ți-a spus cuvântul lui Dumnezeu. Ce ți-a spus cuvântul lui Dumnezeu? Auzi ce ți-a spus cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Dacă el îmi spune, eu nu cred în Dumnezeu, nu există nicio dovadă că există Dumnezeu, eu zic, taci mincinosule. Poate nu-i spun chiar cu atitudinea asta, dar cam asta îi spun, în esență. Mincinosule, tu știi că există Dumnezeu, el știe că există Dumnezeu, că așa îmi spune Biblia. Eu nu-l cred pe el, că el îmi spune că el nu știe dacă există Dumnezeu, eu nu-l cred pe el. Eu îl cred pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune, ba da, știe. Ba da, știe că eu i-am descoperit în el. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurii de la facerea lumii. Nu există nicio ființă normală la cap care să nu vadă existența lui Dumnezeu în ordinea naturală, în frumusețea naturii, în ceea ce a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta, evident în fața ochilor noștri. Evident în fața ochilor noștri. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovății. Și dacă lucrul ăsta nu-i de ajuns, te duci la Romani, capitolul 2, unde este o dovadă a existenței lui Dumnezeu prin legea morală a conștiinței pe care Dumnezeu a lăsat-o în mintea fiecăruia. Da? Facem lucruri pe care noi înșine le condamnăm după aceea. Facem lucruri pe care noi le încuviințăm. După ce criteriu? De unde știi că e rău să dai în cap la cineva? Că spune legea, nici vorbă. Nici vorbă. Este o lege a conștiinței pe care Dumnezeu a lăsat-o. Lucru pe care vreau să-l învățăm și să-l observăm la felul în care Petru abordează problema asta, este că noi trebuie să credem din toată inima noastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu și așa să abordăm. Așa să abordăm aceste situații și pe acești oameni. Uitați-vă la cuvântările lor. Oamenii aceștia fac un silogism logic, dar fals, bineînțeles, dar ei au o logică aici, îi spun așa, fii atent. Ipoteza este următoarea. De când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii, da? Zice, este o mers al istoriei liniar. Asta e ipoteza. Asta e premiza. Și pentru că mersul este liniar, înseamnă că, zic ei, și retoric spune, unde este făgăduința venirii lui? Adică Domnul Iisus Hristos nu o să se întoarcă. Da? Zice, dacă te uiți la istorie, istoria curge așa, lin, fără niciun fel de problemă. Deci, amenințările astea voastre, prevestirile astea voastre, profețiile astea voastre, că o să vină un eveniment cataclismic în care o să facă totul praf și pulver și odată cu asta o să fie o judecată, lucrurile astea sunt egal cu zero, da? Asta e eroarea. Bine, eroarea din silogismul lor este evidentă, foarte simplu. Chiar dacă istoria ar merge liniar până la un punct, nu înseamnă că nu se poate întâmpla ceva cataclismic, nu? Chiar logic este eronată. Petru nu așa abordează. Da? Petru nu așa abordează. Arată atacul lor și uitați cum apără Petru ziua Domnului. Zice așa. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos. Deci e interesant. Nu zice scos numai prin cuvântul lui Dumnezeu, ci zice și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă
și cu ajutorul apei. Dumnezeu a făcut pământul din apă și cu ajutorul apei. Da? Nu a spus Dumnezeu să fie pământ. Puh! A apărut pământul. Zice că l-a scos din apă și cu ajutorul apei. Când a făcut Dumnezeu apa, asta este o altă discuție pe care o discuție în care să vă aduc lămuriri fratele Mihai, că el e mai în temă cu subiectul ăsta. În adin se facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Da? El ne duce la evenimentul de început a omenirii. Da? Evenimentul de început a omenirii. Și uitați accentul pe care el îl pune prin cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce oamenii aceștia negau era făgăduința venirii lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a promis că vine Domnul, da? Același cuvânt care ne-a promis că vine Domnul Iisus Hristos este cuvântul care a adus în ființă, este cuvântul care a scos din apă și cu ajutorul apei ceruri și un pământ. Deci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Eu spun, dacă te duci la evenimentul creației și te uiți cu atenție, poți să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că același cuvânt care îți este scris aici în carte, asta este cuvântul care a produs ceva inimaginabil. A adus un pământ la iveală. A adus cerul la iveală, da? Mai mult, cuvântul acesta al lui Dumnezeu, uitați ce a produs. Lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Acesta este primul argument al lui Petru. Dumnezeu a creat lumea aceasta și Dumnezeu a distrus sau a pedepsit lumea aceasta. Deci nu există istoria asta lineară. Cursul ăsta lin a istoriei nu există, spune Petru. Nu! Uitați-vă la lumea veche. Chiar de la bun început, Dumnezeu, după puțin timp după ce a creat lumea aceasta, a adus un eveniment cataclismic prin care a pedepsit lumea asta. Ce este evenimentul acela? Evenimentul acela este preliminar, prevestitor la un alt eveniment, la o magnitudine mult mai mare pe care noi nu ne-o putem imagina, prin care Dumnezeu va distruge tot universul acesta, îl va recrea și va aduce fiecare ființă umană care a trăit departe de Dumnezeu la judecată. De asta folosește Petru lumea veche, istoria lumii veche, cum a creat-o Dumnezeu și că Dumnezeu a pedepsit-o. Vorbește acum Petru despre vremea în care noi trăim. Este al doilea lui argument. Iar cerurile și pământul de acum, de când trăia el și de când trăim și noi, sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Vedeți, el pune accentul pe cuvântul lui Dumnezeu. Ei negau cuvântul promisiunii lui Dumnezeu. Zice, da, voi spuneți că Domnul nu-și va împlini promisiunea să vă spune ce e în stare să facă cuvântul lui Dumnezeu. Uitați cum a creat Dumnezeu, cum a pedepsit Dumnezeu și uitați-vă la vremea în care voi trăiți. Dacă ne uităm la felul în care noi oamenii nenorocim planeta asta, prin tot ce facem, prin poluare și așa mai departe, este un miracol. Este un miracol că suntem în viață, că suntem sănătoși în mare parte. Și asta se datorează nu faptului că tehnologia s-a dezvoltat nu știu cât, asta se datorează faptului că în ultimă instanță Dumnezeu păstrează și păzește lumea aceasta, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate. Acum, oamenii de știință vă pot explica prin anumite legi de ce pământul ăsta și universul ăsta stă în picioare. Nu zic că n-au dreptate. Doar spun că dincolo de legile acestea este cineva mult mai puternic și numele aceluia este Dumnezeu. Noi întotdeauna știm ceva mai mult decât oamenii de știință. Întotdeauna știm ceva mai mult decât oamenii de știință. Și știm ceva mult mai bun decât știu oamenii de știință care nu cred în realitatea lui Dumnezeu. Noi știm ce e în spatele tuturor legilor. Noi știm ce e în spatele întregului mecanism. Noi avem o explicație completă a ceea ce se întâmplă. Da? Nu doar Dumnezeu a creat și apoi a pedepsit lumea aceea, ci și Dumnezeu păstrează pământul și cerurile de acum prin același cuvânt. Și la fel cum s-a întâmplat în trecut, la fel se va întâmpla în viitor. Însă de data aceasta Dumnezeu nu va mai pedepsi prin apă lumea, ci o va pedepsi prin și va distruge lumea prin foc. Și vedeți, elementele acestea două este foarte interesant. Apa și focul chiar în foarte multe religii sunt simboluri sacre folosite pentru tot felul de lucruri. Apa și focul sunt două binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a dat. Însă când ele sunt scăpate din controlul omului, ele devin o tragedie, da? Ele devin o tragedie. Și asta se întâmplă. Apă și foc. Incendii, apă care vine și distruge lumea aceasta. Dumnezeu spune că acestea sunt modurile prin care El a pedepsit lumea aceasta. Este foarte interesant felul, exact felul în care Petru își construiește argumentul lui. Dacă vă uitați, în versetul 5 și 6 vorbește despre lumea veche. În versetul 7 vorbește despre lumea
despre ceea ce va suferi lumea în viitor, da? Cum va pedepsi lumea în viitor, în trecut a pedepsit-o prin apă, în viitor o va pedepsi prin foc. Și între acestea două evenimente cataclismice există o perioadă de timp în care noi trăim. Da, între lumea veche, lumea viitoare care va ajunge să fie nimicită prin foc. Și uitați ce spune. Versetul 7 spune: ziua aceea de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Eu am auzit în adunări predicându-se asemenea texte pentru credincioși. Biblia nu spune că ziua aceea va fi o zi de judecată și de pieirea tuturor oamenilor. Și va fi o zi de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. În textul despre cina Domnului spune că Dumnezeu ne pedepsește acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Pentru noi există o judecată de răsplătire. Dumnezeu nu ne duce și ne spune: voi toți la grămadă, hai să văd care este. Vă aduceți cartea, că nu știu exact care este a mea. Nu. Ziua asta de judecată, la fel cum ziua de judecată în trecut, prin care Dumnezeu a pedepsit lumea cu apa, a fost o zi de judecată a oamenilor nelegiuit. Acel propovăduitor al neprihănirii, Noe, și cu familia lui, au fost scăpați, au fost mântuiți, au fost salvați. Ei n-au stat terorizați în corabie. Și chiar dacă ar fi stat terorizați în corabie, judecata lui Dumnezeu n-a căzut peste ei, ci a căzut peste corabia aceea, care cred este un simbol al Domnului Iisus Hristos, și la fel noi suntem protejați de Domnul Iisus Hristos. Suntem în Hristos și suntem protejați. La fel, în viitor, noi vom fi protejați de judecata lui Dumnezeu, în care oamenii nelegiți vor pieri. Vor pieri. Între acestea două evenimente suntem noi. Versetul 8. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Petru ne dă argumente suplimentare pentru ziua asta venirii Domnului. În primul rând, felul în care Dumnezeu cronometrează timpul. Ia auziți. Preaibiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. În prima parte ni se arată importanța fiecărei zile înaintea lui Dumnezeu. Auziți ce? O zi este ca 1000 de ani. Atât de importantă este o zi înaintea lui Dumnezeu. O zi este ca 1000 de ani. Cât de importantă este o zi cu noi, pentru noi? Dacă ți-ai pierde vremea într-o zi, aiuri așa, și ai face tot felul de lucruri de nimic, să s-ar părea că ai pierdut mult sau puțin? Pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani, atât este de importantă. În același timp, spune 1000 de ani sunt ca o zi. Adică pentru Dumnezeu timpul nu este atât de grav cum este pentru noi. Trecerea timpului nu este atât de gravă cum este pentru noi, da? Am trecut 30 de ani, 40 de ani, simțim bătrâni, ofiliți și ne începem să ne gândim la moarte. Pentru Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este în afara timpului. Da? În felul ăsta cronometrează Dumnezeu timpul. El pune importanță pe fiecare zi, în același timp, trecerea timpului nu are niciun fel de impact pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu îmbătrânește. 1000 de ani sunt ca o zi. Și noi ne gândim, dar au trecut 2000 de ani și unei făgăduința venirii lui. Și zice, pentru Domnul asta e ca 2 zile. Au trecut mult? Au trecut mult. Cât sunt 2 zile? Foarte puțin 2 zile. Foarte puțin 2 zile. Și el spune, noi trebuie să avem o perspectivă dumnezeiască asupra timpului. Să punem preț pe fiecare zi, însă în același timp să vedem trecerea timpului din perspectiva lui Dumnezeu. Într-o zi, și noi vom fi împreună cu Dumnezeu, deși timpul se va scurge pentru noi, totuși vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Și vor trece 1000 de ani, 2000 de ani și va fi puțin timp care a trecut, pentru că vor petrece pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Așa trebuie să cronometrăm și noi timpul. Și între aceste două evenimente, lumea veche, lumea viitoare care va fi pedepsită prin foc, trăim noi și trebuie să privim timpul în felul acesta, dar mai trebuie să privim timpul ca un fel de har pe care ne-l dă Dumnezeu și o chemare pe care ne-o dă Dumnezeu la pocăință. În loc să stați să vă gândiți, unde e ziua venirii lui Dumnezeu? Asta prima problema voastră e că nu vedeți ce s-a întâmplat în istorie, că lumea a fost pedepsită odată și o va pedepsi în viitor. În al doilea rând, că nu știți să cronometrați bine timpul. Și în al treilea rând, în loc să vă preocupați de viața voastră și felul în care Dumnezeu
va privi viața pe care a trăit-o, voi vă preocupați de alte, de alte și alte lucruri și aveți o perspectivă greșită a zilei Domnului. Uitați ce spune Petru, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum au și ăștia o credință. Cum cred unii, cum cred unii, ce credeți? Întârzie Domnul. A, noi nu negăm ziua venirii Domnului, dar ce credem? Întârzie Domnul. Credeți că întârzie? Nu credeți că întârzie? Nu. Cred că sunteți calviniști de asta. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, unii, nu toți cred așa, ce are o, auziți de cine a lăsat Dumnezeu perioada asta, ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Între lumea veche și lumea viitoare, între lumea veche pedepsită prin apă și lumea viitoare pedepsită prin foc, există această perioadă de timp în care noi trebuie să ne preocupăm de ce? De pocăința noastră. De asta ne-a lăsat Dumnezeu perioada asta. Perioada aceasta nu este, nu este lăsată în primul rând să ne trăim noi viața noastră. Perioada aceasta nu este lăsată și este o perioadă în care Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Pe cine cheamă Dumnezeu la pocăință? Datoria noastră credincioșilor este să chemăm pe toți oamenii la pocăință. Însă textul spune în primul rând pentru noi aici, ce are o îndelungă răbdare pentru voi. Care voi? Cui scrie Petru? Cui scrie Petru? Spuneți. Prea iubiților le scrie. Erau prea iubiții credincioși sau necredincioși? Credincioși erau. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi credincioșilor sau pentru noi și ce așteptare are Dumnezeu de la noi? Și dorește ca niciunul dintre cine? Dintre noi ce să facă? Ce să nu se întâmple cu ei? Să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Singurul mod, haideți să fim foarte clari aici, singurul mod în care putem scăpa de această pieire este prin pocăință, nu printr-un singur eveniment al pocăinței noastre, ci printr-o viață continuă de pocăință. Dacă nu prima teză, una dintre tezele lui Luther care au fost bătute pe, da știți, faimoasele teze ale Luther, una dintre teze a fost aceasta. Când Domnul Iisus Hristos a spus pocăiți-vă, el nu s-a referit să mă pocăiesc o singură dată, da? Luther a formulat altceva, altfel, da? Dar ideea a fost asta. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să spună că suntem chemați la o viață de pocăință. Și o spune în felul următor. Dacă ne-am pocăit o singură dată în viața noastră și ne mulțumim cu ziua aceea a pocăinței, cel mai probabil niciodată nu ne-am pocăit. Cel mai probabil. Nu există pocăință care să nu fie urmată de alt moment de pocăință, de alt moment de pocăință, de alt moment de pocăință și de alt moment de pocăință. Prima preocupare, și acesta este gândul meu final din această dimineață, prima preocupare a noastră, prima preocupare a noastră nu este să ne facem viața bună, ci prima preocupare a noastră continuă ar trebui să fie pocăința. Ăsta e modul în care trebuie să așteptăm venirea Domnului. Vedeți, unii atacă ziua Domnului, Petru apără ziua Domnului cu anumite argumente și unul dintre argumentele lui este acesta. Anticiparea zilei Domnului se face prin pocăință. Este singurul mod în care poți să scapi de pierire. Este singurul mod. Și pentru toți care suntem aici, chemarea Domnului, cred eu, este suficient de clară. Domnul are o îndelungă răbdare. Are o îndelungă răbdare. Dacă luăm pe Pavel, despre care Petru imediat începe să vorbească, în finalul capitolului 3, Pavel spune exact același lucru, exact același lucru în Romani, capitolul 2. Exact același lucru spune. Auziți ce zice el. Versetul 4. Sau Romani, capitolul 2, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Mi-a mai dat Dumnezeu o zi. Ce ar trebui să concluzionez eu din asta? Că Dumnezeu mi-a mai dat o zi de pocăință. Dar cumpetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Este același argument pe care îl folosește și Pavel. Și haideți să plecăm cu perspectiva asta acasă, cu un fel de istorie pentru ochișori micuți. A existat o lume veche pe care Dumnezeu a creat-o și pe care Dumnezeu a pedepsit-o și a nimicit-o prin apă.
Va exista, este o lume în viitor, nu știm când ea să încheie, lumea în care noi trăim, dar lumea în viitor pe care Dumnezeu o va distruge prin foc. Dumnezeu între astea două evenimente nu întârzie. Trece mult timp, ni se pare nouă. El spune nu întârzie, nu, nu asta e perspectiva pe care trebuie să o aveți. Să nu vedeți o întârziere în planul lui Dumnezeu, ci să vedeți o îndelungă răbdare în persoana lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este fix, este neschimbat, numai noi nu-l știm. Nu știm nici ziua, nici ceasul, nici anul. Nu știm când o să vină Domnul. Da, ăștia pe 23 septembrie au zis că iară o să vină Domnul. Nu n-o veni când o crezut ei. Că nu știm noi. Între aceste două evenimente există o perioadă de timp în care nu există întârziere, ci există o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. O îndelungă răbdare a lui Dumnezeu care nouă ne transmite următorul mesaj foarte simplu și clar. Pocăiți-vă! Să-ți recunoști păcatele înaintea lui Dumnezeu, să-ți regreți păcatele, să-ți fie rușine pentru păcatele tale, să ai un moment în viața ta care să fie urmat de alte momente în care să te bați cu sinceritate, cu pumnul în piept, cum s-a bătut vameșul care s-a dus la templu și să-i spui lui Dumnezeu din toată inima, Doamne, ai milă de mine, sau Doamne, scapă-mă, Doamne, mântuiește-mă, starea mea este deplorabilă. Dacă acum ar veni Domnul, eu m-aș duce în iad. Dar este o zi a îndurării lui Dumnezeu astăzi, o zi a îndurării în care Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Să uităm viața noastră din trecut, să o lepădăm, să ne predăm viața lui Dumnezeu din toată inima noastră. Dacă am făcut lucrul acesta, să-l facem din nou. Și în fiecare zi, și în fiecare zi să ne punem viața pe altar înaintea lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu să hotărâm să trăim numai și numai pentru Dumnezeu. Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne ajute să facem lucrurile acestea. Amin.